În fiecare săptămână au loc ședințe tehnice care vizează șantierele de la Spitalul Județean de Urgență Pitești. Discuțiile au ca subiect verificarea stadiului evoluției lucrărilor la cele două șantiere de la Spitalul de Pediatrie din Pitești, extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat și extinderea, modernizarea și dotarea spațiilor de la urgențe. La unitatea de primiri urgențe se află în curs de finalizare lucrările la sistemul de ventilație climatizare și se continuă lucrările de finisaje interioare. La ambulatoriu au început deja să fie amenajate o parte din cabinetele medicale și se continuă lucrările la bazinul interior de kinetoterapie. Am participat astăzi la ședința de lucru săptămânală de la Spitalul de Pediatrie, acolo unde Consiliul Județean are în implementare două proiecte cu finanțare din fonduri europene. Este vorba despre extinderea compartimentului de primiri urgențe și extinderea ambulatorului și modernizarea lui. Am discutat cu antreprenorii situațiile cu care se confruntă. Vrem să ne asigurăm că toate proiectele vor fi finalizate în termenul prevăzut în contractele de finanțare și de execuție. Investiția în dezvoltarea compartimentului de primiri urgențe este realizată de către Consiliul Județean Argeș cu fonduri europene prin programul operațional regional 2014-2020. Valoarea totală a contractului de finanțare este de aproximativ 3,5 milioane lei. În ședința Consiliului Județean Argeș a fost aprobată noua valoare a proiectului ca urmare a modificării soluției de realizare a fațadei din considerente de rezistență și stabilitate, imprimând un adaos de siguranță în exploatarea construcției, soluție asumată de proiectant și în sfârșit de executant, de dirigintele de șantier și de verificatorul de proiecte. Extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești este de asemenea un proiect realizat de Consiliul Județean Argeș cu fonduri din Programul Operațional Regional 2014-2020. Valoarea totală a contractului este de peste 16 milioane lei, din care contribuția Consiliului Județean Argeș este de 5,8 milioane lei.